Bun, ați văzut clipul cu unboxing-ul de pe Makeup Shop, mi-ați simțit, sper eu, entuziasmul. Oh, Doamne, cât de fericită sunt! Abia aștept să testez produsele astea, deci... și apropo, dacă vedeți că am schimbat un pic cadrul, dacă cumva seamănă, pentru că vedeți marginea de pat, e bine, m-am mutat pur și simplu cealaltă parte a patului, pentru că am zis că în colțul ăsta n-am filmat niciodată și mi-am adus aici și trepied și ring light și sper să fie totul ok. E un cadru simplu, am vrut să pun în fundal trandafirii ăștia frumoși care se cam duc, sincer. Dar, Pisu, ce-ai pățit? Ce s-a întâmplat? Îi place foarte mult pisicii să se implice în activitățile mele. Cred că mă vedeți aici. Ce mare a crescut! Dați-vă și mai mult! Și dacă stau jos, mă machiez sau fac alte chestii, îi place să fie lângă mine, să miroasă totul, să fie sigură că e totul în regulă. Credeam că scap și eu și nu vine pe ei să-mi distrugă lucruri. Da, vă ziceam de trandafiri. Am primit trandafiri așa frumoși care văd că nu intră toți în cadru. Aș vrea să o facă. Da, cum spuneam, m-am și aranjat un pic. Încurge nașul, am alergii, evident. Ce voiam să vă spun? Voiam să vă zic că mi s-a deschis apetitul perioada asta pentru comenzi online și pentru machiaj și aș mai vrea să dau o comandă, dar nu sigur, cred că mai aștept un pic. Am dat deja 200 de lei pe comanda asta și mi-au venit câteva produse. Deși, na, nu regret nimic, deși paleta a fost 89 de lei, eu zic că merită, dar o vedem oricum acum în acțiune. Bun, hai să începem cu tenul. Eu mi-am aplicat deja cremele. Am intrat foarte bine în piele și voi folosi aceste două produse pentru față, CC cream de la Girovital cu această, dați-vă și voi ce nuanță deschisă mi-am luat, nu știu, trebuia să mă informez mai mult, de la fondul de ten Revlon Color Stay și o să pun o pumpiță și un pic pe mână din acesta și puțin CC cream de la Girovital ca să-l mai închid și să-l fac un pic mai hidratant, cam ăsta e planul. Da, e ocupat în pisicuței cutia în care mi-a venit comanda. De fapt, nu, nu mi-e comanda. Altă comandă a venit în cutia asta. Și îi place foarte mult să stea în cutia asta. Nu știu exact de ce. Bun, și acum o să estompez totul cu acest burețel din DM. De la Ebelin. Cred că cea mai frecventă întrebare pe care o primesc eu, surprinzător, nu e cea cu fundul de ten, însă o tonă. Toată lumea mă întreabă ce burețel să-și ia din DM. Și eu am tot menționat prin clipuri, adică nu de fiecare dată când vorbesc despre buretele astea, dar am tot menționat oameni buni. Dacă am învățat ceva în timp referitor la acești bureței de la DM, este că ei nu au aceeași textură de fiecare dată. Deci, de ani de zile de când îmi cumpăr eu acești bureței, textura s-a schimbat enorm în funcție de culoare. Adică nu e ca la Beauty Blender, să știi sigur, uite, că ăla negru e așa, ăla culoarea pielii e așa și tot așa și la roz e diferit. Nu, aici s-a schimbat. Am prins odată buretele în culoarea asta pe care o am acum, tare ca piatra. Și l-am folosit de câte vreo două ori și l-am aruncat. Apoi, pe cel mov la fel. Era preferatul meu ca textură, era cel mai moale. Însă de data asta am buretele mov și e tare ca piatră, pur și simplu. Deci m-a dezamăgit din punctul ăsta de vedere. Văd că ăsta se rupe, trebuie să-mi iau alt burețel. Și n-am ce să vă spun și de obicei răspund chestia asta, vă menționez că da, eu am burețelul roz și l-am prins moale, dar e cumpărat acum mult timp, deci e posibil ca textura să se fi schimbat între timp și n-am cum să vă ajut în sensul ăsta. Nu știu ce pot să vă spun. Dacă stați să-l analizați în magazin și vă uitați la cum arată porii prin comparație, eu asta o să fac acum când mă voi duce în DM pentru că văd că am nevoie. Textura a fost foarte mișto acestuia, identic cu Beauty Blender-ul din punctul meu de vedere. Și da, n-am ce să vă spun mai mult. Hai să folosim și anticearcăne și combinația care îmi place mult în ultimul timp. V-am zis că anticearcăne s-a cam dezamăgit de la Makeup Revolution pentru că usucă și nu acoperă cât îmi doresc. Tot nu acoperă cât îmi doresc, deși folosesc combinația asta, însă e mai ok. Și tot spunea lumea că să aplic mai puțin, că nu o să usuce atât de rău, pentru mine nu funcționează așa. Am aplicat și 3 puncte din această anticearcă și nu a făcut nicio diferență, din contră, și usca și nici nu acoperea, pentru că am nevoie de acoperire. Am aplicat mai întâi, că mă bâlbea, nu știu de ce, Catrice Liquid Camouflage, nuanța 15 Honey și o să le stompez. Este galben și mă ajută la corectarea cearcănelor. Îmi amintesc când mi-am luat anticearcănul ăsta că atunci când mi-a ajuns pachetul, că-l comandasem parcă de pe Flipkart sau nu mai știu de unde, vai, mă panicasem atât de tare pentru că îl vedeam că este atât de galben și îmi făceam griji că, da, clar, o să fie super închis.
Dar nu, odată blenduit face o treabă foarte, foarte bună. E un anticearcăn genial și am vrut de vreo 3 ori să-l recumpăr perioada asta pentru că vreau să-mi cumpăr un anticearcăn și îmi ziceam, ei, de ce să dau atâția bani când, uite, dau 18 lei, 16 lei, depinde de unde îl cumperi și ai o super acoperire. Și apoi vin cu acesta, eu mai mult fac chestia asta ca să îl consum și pe asta. Da, complicat cu el. Și mi-am luat și două ca să fiu sigură. Pentru că așa auzisem, cred că la Haiki, ea spune că îi place enorm anticearcănul ăsta. Și știam că are ten uscat și când aud de la o persoană cu ten uscat că spune că e un anticearcăn mișto, am super mare încredere. Mă rog, eu acum nu cred că fata asta minte. A, da, ea zicea că, începusem propoziția, ea zicea că dacă vă comandați, comandați-vă mai multe pentru că se termină repede. Și da. Nu arată foarte nașpa. A, și uneori îl setez cu pudră, alteori nu, și să știți că rezistă destul de bine chiar dacă îl setez sau nu. Însă, dacă nu îl setez se adună, dacă îl setez usucă și mai rău. Nu știu, nu-mi pare atât de rău că l-am cumpărat, l-am dat 50 de lei pe două produse, nu-i tragic. Însă, nici super mulțumită nu sunt. Îmi dau seama că e super alb cadru. Și eu sunt super albă pentru că fondul de ten ăsta e foarte deschis, plus anticearcănul. Totul e super deschis. Bun, voi începe cu primul produs și anume acest blush slash contour de la NYX care arată așa. Stai să-l deschid. Se deschide greu, așa mi se pare. Așa arată el. Vă fac și swatch pe mână. Vedeți ce nuanță de gri. Tare curioasă cum se aplică. Vai, dar nu mi-am luat șervețele lângă mine, fantastic. Ziceam că sunt foarte curioasă cum se aplică pentru că eu mai am un blush din gama asta de la NYX care e extrem de pigmentat și pentru un blush chestia asta e foarte nasoală din punctul meu de vedere, mai ales dacă ești o persoană care nu-i place blush-ul cum sunt eu. Doamne, cât de greu se întinde și doamne, cât de pigmentat este, deci e ca un far, nu e ca un blush. Și o să aplic cu acest fake, probabil, al unei pensule de la Zoeva, Lux Cheek Finish, care arată așa. Mi se pare că zici că abia m-am trezit după vocea asta. Oh, ce ciudat. Deci am luat destul de mult și dacă am scuturat, s-a dus cam tot. În fine, hai să vedem. O să aplic fix aici sub pomete. Țineți minte că n-am fixat zona, însă aplic acest produs cu o pensulă din păr natural și ar trebui să-l lași de la estampare. Acum am luat și n-am mai scuturat. Hai să vedem. Ok, am aplicat și acum continui. S-a întins bine, neașteptat. Dar e foarte, foarte rece culoarea. Ce fantomă par. Hai să încercăm și în partea asta. Dacă se aplică, te sperie un pic, ce-i drept. Stai să văd ce vrea pisica, vai, e atât de greu să filmez când ai o pisică în casă. Revin. Bun, am rezolvat și cu pisica. S-a întins super mișto produsul ăsta. Arată ca un contur foarte mișto. Aaaa, sunt super entuziasmată. Nu e așa că arată super. E foarte gri, ce-i drept. Însă eu sunt mulțumită cât de cât. Cât de cât, sunt foarte mulțumită. De mult mai am un produs atât de gri, de contur. Stai să fiu pe fază cu pisica asta care o să dărâme casa! S-a întins super mișto și să știți că mă bazez că și pensula asta din păr natural a ajutat chestia asta. Nu o să-l folosesc o pensulă din păr sintetic pentru că mi-am dat seama că mie îmi place cel mai mult să-mi fac conturul cu pensule din păr natural. Am nevoie să încălzești, să bronzezi tenul neapărat, așa că o să folosesc această Detail pudra de la Ingrid. Doamne, mă obosește când o văd că e atât de mare, mă și bucură pentru că îmi place și o să aplic pe față cu această pensulă de la Real Techniques, Multitask Brush, care vedeți că e foarte mare și văd că toate pensulele mele au murdare aici, probabil suportul meu de pensule e murdar, de fund de ten sau panticearcă sau nu știu ce e asta. Și o să trec pensula prin produs, random, o să iau destul de mult pentru că e un produs care nu este, adică e pigmentat, dar nu face pete. Și o să-l aplic pe pomeți, ca pe un bronzer, nu ca pe un contur, pentru că conturam deja. N-aveți idee de când îmi doream chestia asta, să am un produs pentru contur și unul separat pentru bronzing și să le aplic împreună să văd ce efect o să creeze și sunt chiar curioasă. Păi da, sunt atât de albă, deci nu știu, wow! Sunt prea bine pentru că vine vara. Cred că o să cumpăr niște
picături din alea de închidere, deschidere a fondului de ten. Am vrut să le cumpăr acum ceva timp. Nu știu exact ce m-a oprit, sincer, pentru că ce am văzut eu costă destul de puțin. Adică nu a fost chestia asta gen, băi, dacă nu-mi place, dacă nu le folosesc. Și pur și simplu am zis, ei, mă descurc și fără combin, dar uneori vreau să folosesc un fond de ten, de exemplu să folosesc doar fondul de ten de la Revlon și să nu pot face pentru că e foarte deschis pentru mine și acum că vine vara și o să încep să mă bronzez, deci o să folosesc SPF zilnic, a trebuit să nu mai zic asta, trebuie să zic nu, nu o să te bronzezi, Andreea, pentru că o să folosesc SPF zilnic. Eu nu sunt așa nebunită după bronz, mă enervează, adică îmi place să mă văd bronzată, mai ales atunci când dau de poze cu mine bronzată, pentru că mi-amintește de perioada aia în care eram bronzată și era totul super drăguț. Îmi place cum s-au așezat produsele pe față, mi se pare că arată foarte, foarte bine. S-a strâns un pic, evident că s-a strâns aici pentru că n-am fixat. Motivul pentru care nu fixez este pentru că vreau în primul rând să văd cum se așează pe ten și dacă este nevoie să fixez. Și de asemenea pentru că, din cauza că n-am mai folosit niciodată fardurile astea, nu știu exact care e faza cu ele, dacă se... adică cum se comportă, nu știu, cum se așează, habar n-am, dacă o să cadă pe jos, pe sub ochi, habar n-am. Bun, hai să trecem la sprâncene înainte de machiajul ochilor și o să folosesc produsul acesta de la Belle, hai că îl vede, bun, care este uscat, după cum vă povesteam, și special pentru care am cumpărat, de fapt nu doar pentru el, produsul acela de la Boys & Berries. Așa arată el, super uscat, și am aici produsul de la Boys & Berries, care a fost săracul atacat și chinuit și distrus de pisica asta care l-a prins și l-a mușcat și l-a zgriat cât de mult a putut. Așa arată el. Și hai să vedem cum funcționează. O să-l deschid. Nu știu exact dacă o să vă pot arăta ceva, că nu știu cum curge, cât curge. Mă gândesc că a trebuit să apăs pe... Ah, bă, nu, uite că este o picătură. Ah, ok, hai că pun doar o picătură. Nu prea am citit exact cum se folosește, dar bănuiesc că... Pui o picătură, două în produsul... De fapt, da, am citit pe site. Da, aveau cei de la Makeup Shop scris pe site și n-am, mă refer că n-am mai citit și ce zic alte persoane, pentru că mi s-a părut suficient. Ce ziceau oamenii aceia? Hai să vedem. Am șters pensula de excesul de produs. Mă iertați dacă vă deranjează vocea mea sau așa, am alergii, din păcate. Trebuie să-mi reîncep tratamentul de azi pentru că mi s-a terminat și mi-a fost lene să mă duc la doctor. Și o să se rezolve. Pisul, ce s-a întâmplat? Produsul e super cremos și lichid. Foarte bine se întinde. Cam așa arată. El se aplica ok și înainte, însă se simțea că e uscat. Acum s-a aplicat superb, arată foarte bine, foarte bine. Ce sunt eu curioasă este, eu de fiecare dată când o să folosesc produsul ăsta, o să trebuie... Ok, o să trebuiască să aplic câte o picătură, pentru că așa s-ar termina super repede mixerul de la ei, de la Boys & Berries. Nu știu, să vedem, vă țin la curent. Văd și eu care e faza. Vedeți ce mi-au crescut rădăcinile? Se vede destul de mult diferența între culoarea asta și culoarea asta. Mă tot gândesc să mă duc să mă mai vopsesc cam aceeași idee, fiindcă pe aici mi se văd câteva șuvițe care sunt roșcate și aș cam vrea să scap de ele. Hai să vă dau un pic mai sus. N-a rămas din roșcatul ăla, mă mir că s-a dus atât de mult și că prin decolorare nu s-a făcut părul portocaliu, pentru că ne așteptam și la chestia asta. A fost un risc pe care ne l-am asumat amândouă. Hai să trecem la al treilea produs și anume Vedeta, adică paleta aceasta minunată de la Boys & Berries. Văd care pudră pe ea. E superbă, nu-i așa? Nu vi se pare și vouă frumoasă? Și așa arată în interior. Știți că vă arătam că fardul ăsta, parcă fardul ăsta a căzut, l-am lipit cu superglue și sper să nu mai cadă. N-am avut cum să-l apăs pentru că știți că atunci când pui superglue de obicei trebuie să apeși ca să fii sigur. Dar n-am făcut chestia asta. Da, nu știu exact ce culori să folosesc pentru că sunt superbe, superbe toate. Dar am aici azi chef de mov, de roz. Așa că mă gândesc să testez pe acesta, pe pleoapă, pe acesta, acestea două, ăsta scurioasă, acesta scurioasă. Da, hai să vedem. Cred că o să încep cu Clarity.
Stric acesta și o să-l pun în colțul interior și pe arcadă, deși sincer nu știu cât de bine o să meargă cu ce o să se întâmple în continuare pe ochii mei, pentru că el e un fard, uitați, albu auriu și acum văd că mi s-a luat fond de ten de pe nas pentru că mi-am suflat nasul din cauza alergiilor mele minunate. Foarte drăguț fardul ăsta. Dar e foarte, foarte auriu, pare... Pare atât de auriu când îl vezi. Dar e mult mai auriu pe ochi. Nu mi-am setat anticearcănă pe pleoapă și cred că ar fi cazul să o fac. Mai întâi întindem anticearcănă cu burețelul. Ușor. Ce s-a setat bine de tot acolo, mă chinui să-l întind. De fapt, ia hai să-l las așa. Să vedem cum se întind fardurile pe bază cremoasă. Hai să vedem. Bun. Cred că voi începe cu nuanța aceasta, Calm, care este o nuanță clar pusă acolo ca să fie aplicată în pliu. Hai să vedem cu ce pensulă să o aplic. Cred că o să aleg pensula asta de la Ebelin, care nu cred că se mai găsește. Ar fi mișto să o aduc înapoi. Mi-aș mai lua câteva. E o pensulă din păr sintetic și hai să vedem cum întinde fardul ăsta. Fardul de pe arcadă și din colțul interior este destul de mult în evidență. Cred că de la distanța asta vedeți că anticearcănele astea nu prea... Adică anticearcănul ăsta de la Make Up Evolution, că e redevină, nu prea mai acoperă cearcănele, în schimb se adună... Cât de mult poate. Ah, cât îl urăsc, abia aștept să scap de ele, să le consum. O să le încerc și pe alte persoane când o să mă mai machiez, ca să văd dacă doar la mine e problema. Ar fi culmea. Bun, hai să aplicăm o nuanță sau două sau trei. Ah, pe pleapa mobilă. Ah, greu de zis. Cred că o să aplic acest fard, Joy. Hai să vedem cum se ia cu această pensulă din păr natural, care nu știu dacă s-a uscat că o spălasem. Super drăguță nuanța asta. Place. Mă gândesc să încerc să le aplic și cu degetul. Dar se aplică mulțumitor cu pensula asta. Să încerc să amestec un pic cu fardul din colțul interior. Deși merg, ziceam eu că nu merg, dar merg. Pentru că rozul ăsta are și reflexia aurii. Da, mă, hai că se aplică super bine cu pensula. Super drăguț. Asta e că nici n-am fixat, că dacă fixam poate se prindea un pic mai greu. Dar nu știu, în ceea ce privește fardurile sidefate dintr-o paletă, mi se pare că poți lucra cu ele, chiar dacă nu sunt ele extraordinare. Udând pensula, aplicându-le cu degetul, deci se găsesc soluții, aplicându-le peste o bază mai deschisă. Mai n-aș fac cu fardurile mate, dar deocamdată și fardul mat mi se pare că este foarte calitativ. Acum în colțul exterior mă gândesc să aplic fardul acesta, care se numește Loyalty. Vedeți ce frumos e și asta, wow! Hai să vedem cum merg împreună. Eu mai am un fard de genul ăsta într-o paletă de la Make Up Revolution. Aba, nu-s diferite, ăla e mai spre... Deci ăsta e mai spre vișiniu, ăla e mai spre mauve, dacă nu mă înșel. Și se aplică bine. A, ce drăguț e. Și vine bine în completarea acestea. Vedeți că tapotez aici marginea ca să se întindă bine. Deocamdată vedeți că n-am estompat nimic pentru că vreau să vin cu această pensulă de la MAC care este 217 și să vin exact aici pe margine și să estompez. Să vedem ce se întâmplă, cum se estompează, ce mișto e să lucrez cu farduri cu care n-am mai lucrat și să vezi ce se întâmplă. Asta este un pas super ok, oricum fardurile de fapt sunt mai ușor de estompat decât cele mate. Vedeți că încerc să nu mă ating de fardul pus pe pleoapa, mi-am văzut că unele persoane vin aici cu pensula și estompează așa, nu așa se estompează fardul, ci marginile lui. Bun. Hai că arată foarte bine. E foarte sidefat și drăguț. Bun. Ce punem în continuare? nu știu, îmi plac mult, îmi fac cu ochi nuanțele astea. Sunt curioasă, sincer, de fucsia, doamne. De fapt, da, de nuanța de fucsia, credeam că scrie fucsia aici, de nuanța passion, pentru că pe mână nu m-a impresionat. Hai să o luăm cu pensula aceasta să vedem care e faza.
Mi-e și frică să scutur pezula. Hai că am mai rămas pe ea și o să vin, uite aici, în pliu. A, se vede. Și cam mănâncă, să știți. Mi-a înrozit foarte mult machiajul. Venim și în partea asta. Data asta n-am mai scuturat. Da, e ok. Nu e genul de nuanță care e total nebună. Cum, de exemplu, este în paleta lui Jeffree Star, nuanța aceea de roz. O văd raigoanița de obicei, că nu... În rest, nu știu pe nimeni care să aibă paletă de la Jeffree Star și să vorbească despre ea. Însă depinde ce vrei să faci cu rozul respectiv. Acum, na. Am luat o pensulă mai mare. E de la Seventeen pensula asta. Nu știam că fac pensule până să o găsesc pe asta. Și am estompat și arată foarte bine. Asta este estompat foarte drăguț. Fardul acela de dedesubt calm pe care l-am pus pe moară, cel mare o deschis, vedeți că nici prea se mai vede acum, pentru că el vine ca o bază pentru machiaj, cum ar fi, ca să trebuie să estompezi. Și acum vreau să intensific colțul exterior și o să încep mai întâi cu acest far și apoi cu acesta. Ăsta este Wise, este un mou foarte frumos. Oh, wow, cât s-a luat! Ah, sper să nu fie super mega intens, că nu am gândit chiar de intens. Hai să vedem cum se aplică peste toate astea. Arată foarte drăguț împreună. Să-l concentrez fix aici, în colțul exterior. N-am foarte mare grijă aici la colț, pentru că nu am fixat și pot să vin cu un pic de anticear când să curăț. Să vedem dacă va fi necesar, dacă nu. Ce faci, pisul? Iar ai venit? Da, nu știu ce are. Au auzit și voi cu miaună? Mă rog, miaună foarte mult și noi comunicăm foarte mult prin miaunatul ăsta al ei. Adică îmi zice foarte multe chestii. Dacă sunt plecat de acasă vreo oră, două și mă întorc, când ne vedem începe, parcă îmi povestește, eu așa simt. Și îmi zice miau, miau, miau. Și eu zic da și apoi ți-am dat. Și eu zic miau, miau, miau. Și mi se pare amuzantă comunicarea asta, dar mă enervează când miaună inutil și îmi dă de gândit. Mă face să fiu cât de cât paranoică, nu știu. Cu aceeași pensulă o să o șterg un pic de un șervețel. Așa. Și o să aplic nuanța mai închisă, care se numește cum Intuition. Îmi plac foarte mult numele fardurilor ăsta. Foarte faine. Și tot așa, se vede ca un mou foarte închis pe care îl aplic concentrat, uite aici în colțul exterior. Și da, e intens. E intens și nu se aplică în pete. La fardurile astea închise, de ce asta e grija mea, că unele se aplică în pete, maică. Aveam unele prin paletele de la Sleek, erau super drăguțe când le vedeai și apoi când le aplicai, îți puneai mâine în cap. Machiajul ăsta cu roz și cu mov, cred că e atât de tipic pentru mine și dacă mă urmăriți de ceva timp, cred că ați observat că tind să îl fac destul de mult, dar nu știu, sunt primele faruri pe care întind mâna și mi s-a părut foarte natural să încep prin a folosi fardurile, după care îmi vine natural să întind mâna. Și apoi să păstrez verde, albastru, pentru că v-am zis că am comandat paleta datorită acestui fard albastru. Să le las poate pentru alte tutoriale gândite un pic mai bine. Deși, sincer, îmi vine acum să aplic pe plapa de jos un fard albastru ca să sparg un pic zona asta de roz, dar acum nu știu ce să zic. Mă gândesc să nu fie totuși cam prea mult. Da, nu cred că aplic albastru totuși. Hai că văd că aici ar trebui să mai estompez un pic. Foarte frumos au îmbinat fardurile. Și nu știu cum să vă spun, dar se vede aici în colțul exterior unde am aplicat cele mai multe farduri, se văd cumva toate fardurile. Deci eu văd și fardul acela de fat mov pe care l-am pus și fardul mov închis și fardul mov mai închis. Se văd toate cumva suprapuse și blenduite. Mi se pare că au o calitate foarte bună fardurile astea și parcă m-am machiat cu foarte multă lejeritate. Voi n-ați simțit chestia asta? Ce tătără când stau așa? Pleapa căzuta vieții. Ah, mă enervează. Și sincer nici nu simt nevoia să reaplic fardul ăsta si de fat. De obicei, la sfârșitul machiajului, îmi vine să aplic fardul si de fat din nou să-l tapotez, dar acum nu simt că ar fi nevoie, pentru că arată foarte bine. Însă aș vrea să mai tapotez un pic, uite, în partea asta a ochiului, cu fardul acela mai închis care a rămas pe pensulă, pentru că mi se pare că nu se egale. Bun, pe pleapa de jos acum... Mă gândesc ca în colțul exterior să aplic fardul Intuition, acela mov închis. Îți place pensula aia? Da? Să-l aplic aici, ca și cum continui ce se întâmplă pe plapa de sus. Am pe nas niște
Reziduri de fart, văd. Acum o să-l întind ușor. Că te gândești că eu după ce mă machiez așa, nu plec nicăieri. Și mă duc și dau cu mobul. Și schimb lejerea de la pat. E amuzant, dar o să stau cu machiajul ăsta pentru că îmi place foarte mult ce a ieșit. Și sunt curioasă cum rezistă, sincer. Probabil că o să reziste bine, eu n-am probleme cu fardurile. Pe mine nici nu folosesc bază, cred că ați observat. Folosesc pe alți oameni când îi machiez, dar pe mine n-am treabă. Acum căutam pensula la care am aplicat pudra ca să îndepărtez ce e pe nas, dar n-am așa ceva. O să vin cu pensula asta curată și o să îndepărtez aici. Pe sub ochi nu pare că am fallout, dar o să revin cu două punctulețe de anticearcăn ca să întind un pic zona și să... Apoi să revin cu pudră să blendesc, că văd că aici în exteriorul ochiului nu e chiar egal. Da, nu e problemă. Corectăm și acum hai să vin cu... mai întâi cu fardul roz. Asta e fardul roz ăsta și apoi cu fardul acesta spre colțul interior ca să luminez puțin. E drăguț? Și un pic cu acesta. Ok, hai să facem ce am zis cu anticear, că nu să închid paleta, să o pun în siguranță, pentru că e pisica aici și parcă o văd că face vreo năzdrăvenie, hai că s-a cumințit. Și vezi, bai mâncat, știi cum mințit? Și o să aplic două puncte, un pic așa. Și o să întind cu burețelul, că văd că altă pensulă de asta de concealer nu mi-am adus aici. Nu e foarte mult de corectat, doar așa, foarte puțin. Cum am dus eu aiurea cu fard, oricum încerc să nu intru foarte mult de aici, am intrat mai mult decât aici. Pentru că nu vreau să-mi fac singură o linie care va fi după aia greu de estompat. Și de asta nici n-am aplicat iluminatorul. Am început să aplic iluminatorul la sfârșitul machiajului, mi-am dat eu seama că... Parcă e o decizie mai deșteaptă să fac chestia asta. Am un bub aici, mop pe nas, care nu vrea să se acopere, văd. Da, e ok. Da, cam asta ar fi și cu retușul cu anticearcăn. Aș vrea să aplic totuși pudră și să folosesc o pudră pe care mi-am pregătit-o aici și anume pudra de la Pharmacy. Ambalajul a fost, da, a fost distractiv cu el. Am luat-o dintr-un magazin de ăsta random, unde era un stand Pharmacy și când am văzut-o că e galbenă, foarte galbenă nuanța pe care o am eu, care este nude. Am cumpărat-o imediat și mă gândeam zilele astea la Pharmacy și la ea și chiar mi-a plăcut pudra asta, adică e o pudră care are acoperire, mie îmi place pentru zona de sub ochi o pudră cu acoperire, probabil ar încărca pentru unele persoane, mă gândesc, dar pentru mine e chiar super pentru că are acoperire și mi oferă ce-mi doresc și îmi place și culoarea, nu știu, mi-a plăcut, e așa un pic prăfoasă, dar nu știu, per total, îmi place și cum miroase, are, cred că are parfum în ea, nu știu exact cât de ok e chestia asta. Adică știu că nu e ok chestia asta pentru că parfumul e un iritant, dar cred că aș recumpăra-o. Pudra de la Essence mi s-a terminat, o să o vedeți în empties. Și pe aceea mi-a plăcut foarte, foarte mult. Da, cam asta e cu fixatul. Acum am venit să estompez. Și parcă sprâncenele nu mai par atât de închise, nu-i așa? Facem și buzele, rezolvăm și celelalte probleme și o să arate mult mai bine. Cred că pe pleoapa de jos aș vrea să mai revin, dar nu știu exact cu ce nuanță. Cred că o să vin cu move-ul ăsta mai intens de aici, asta. Și cu o pensulă un pic mai mică. De fapt nu, cu aceeași pensulă cu asta de la Essence. Ce mă enervează la Essence și la Catrice, mă gândeam,
este că oricât de bune ar fi unele produse, dacă fac parte dintr-o colecție de asta temporară, ei le scot și nu le mai găsești după aia. Și mă gândesc că e destul de frustrant, că și pentru mine de unele produse. Mi-am amintesc când începusem să mă uit pe YouTube, era postat Lady Divine foarte, foarte des și avea ea un tuș de la Essence de care era nebunită, zicea că e cel mai mișto tuș de univers. Doamne, și cât am căutat prin România, eu nu știam chestia asta despre Essence, că ei au produse la un moment dat și apoi nu le mai au și așteptam să-l găsesc și l-am căutat la toate standurile din Galați. Nimeni nu știa despre ce vorbesc, toți credeau că sunt nebună total și le explicam, păi știți că arată așa, că e așa, că e mișto, că e la tu, că nu știu ce și toată lumea îmi recomanda, nu știu, ori nu știam eu să explic, ori nu înțelegea nimeni ce zic eu acolo, îmi recomanda un tuș de la Liquid sau... de-astea, creioane pur și simplu. Și ziceam, nu e un eyeliner gel, că ce e eyeliner gel, că aoleu, când auzeam. Nici eu nu știam prea multe, dar totuși, nici chiar așa. Bun, hai să trecem, da, cam asta ar fi cu paleta. Ziceam că hai să trecem la tuș, să spargem culoarea asta care este foarte, foarte multă. Îmi plac foarte mult lucrurile astea, foarte colorate. Speram ca să fie soare, dar din păcate e foarte înnorat. Și nu mai e să mă plimb, ca asta plânuiam, dar na, ce să-i faci? Aplic pe sprâncene niște brimel ăsta de sprâncene de la Essence, Make Me Brow, ca să le fixez, să iau ce produs mai e prin ele și să le colorez. Nu fixează el foarte tare, dar are să-și face bine treaba. Nu mai am foarte mult în ele, pentru că am două. Și sincer nici n-aș vrea să aplic mixerul de la Boys & Berries pentru că nu-i cazul. Vedeți ce gri mi le-a făcut? O să se usuce și o să se adapteze și o să arate mai bine. Bun, hai să facem ce am zis, să-mi ondulez genele și să-mi aplic rimel. Hai să pun o picătură de din asta de Vibe Booster și în rimel să vedem ce se întâmplă. Și da, să știți că știu și eu că trebuie să-mi cumpăr rimel pentru că cred că vi-l arăt de foarte mult timp pe același și mă gândeam, zic, Doamne, este rimelul meu preferat ăsta de la Maybelline. Și dacă ar fi după mine, mi l-aș cumpăra doar pe ăsta, gen să, nu știu, 10 luni din 12 să mi-l cumpăr doar pe ăsta, să l-am doar pe ăsta și să mai testez câte unul pe an, așa, de curiozitate. Dar acum îmi dau seama că atunci când mă uit prin tutorialele mele sau mai memtez de tutoriale sau le editez, mă gândesc, zic, vai, sau când mi-adun produsele ca să filmez un tutorial, mă gândesc, vai, da, mai arăt toată produsul ăsta, m-am mai dat cu de 100.000 de ori cu rimel. Să pun chestia asta în el și revin imediat. Gata, am pus, las acolo. Între timp vreau să aplic tuș. Inglot 070, nu 0, 77 tușul lor, care și ăsta e un pic uscat. Hai să aplic și în el. Am aplic în toate, să vedem ce se întâmplă. Da, e un tuș care îmi place destul de mult, nu rezistă extraordinar. A, dar chiar parcă produsul ăsta zicea că o să le facă waterproof. Vai, dacă l-ar face mai rezistent, ar fi fantastic, pentru că el în rest e foarte mișto, se întinde bine, e negru, e foarte intens, dar nu rezistă atât de mult. La mine se întinde, chiar mă uitam când am făcut clipul acela de la Avengers vlogul, m-am machiat eu și peste câteva ore, fără să plâng, pentru că n-am plâns la film, era întins, era transferat pe plapa de sus, la mine așa îți dai seama dacă un tuș îmi rezistă sau nu, pentru că se transferă. Și o să-l aplic cu această pensulă care e pe jos. Mi-am pus dezinfectatul de pensule. Așa, asta e o pensulă foarte mică și dubioasă pe care am primit-o cu un tuș de la Maybelline, însă să știți că aplică foarte, foarte bine tușul. Așteptam să fie mai ude, atât e asta, îți amestecă mai bine cilișa. Cred că ar trebui totuși amesteca cu altă pensulă, pentru că dacă amesteci cu pensula pe care o folosești, se ia foarte mult produs. Ok. Ce drăguț se întinde, stai că mi-am dat pe geanul și o să fie nașpa când o să mă dau cu rimel. Gata, tușul s-a întins foarte bine, s-a întins ca la început. Nu s-a uscat el foarte tare, dar acum că am pus o picătură din asta, îmi dau seama că la început se întindea mult mai bine decât o face acum. Și mi se pare că a întregit foarte frumos machiajul, a ieșit linia un pic mai groasă decât îmi dorea,
ca de obicei, nimic nou. Acum, veșnicul rimel, Lash Sensation de la Maybelline, cel mai bun. În afară de partea în care trebuie să-l demachezi, când este absolut încăpățânat și nu vrea să cadă de pe gene. Și singura modalitate să-l demachezi fără să te frești la ochi, fără să te tragi, fără să te enervezi, că și asta este o chestie. Este să te duci să te speli pe față, pur și simplu dai cu apă, el se moaie și se ia după aia pur și simplu de pe gene. Și apoi demachierea e mult mai ușoară pentru că nu mai e rimelul care să negrească cotoneta de bată. Truc pe care l-am auzit la Ioana 114, mulțumesc Ioana, ești cea mai tare. Bă, eu de obicei nu fac promisiuni, le evit, nu-mi place. Fiindcă, nu știu, mi-adaugă mie o responsabilitate și îmi pun singură o greutate pe umeri. Nu prea fac promisiuni. Însă, eu aș vrea să vă promit că e ultima oară când mă vedeți într-un videoclip cu rimelul acesta. Într-un videoclip de machiaj, adică. La următorul tutorial de machiaj o să mă dau cu alt rimel sau cel puțin o să încerc. Acum că am zis așa cu voce tare și am zis-o și pe cameră, probabil mă voi ține de cuvânt. Să vedem. Rimelul s-a aplicat foarte frumos, foarte frumos. Dați-vă și voi ce gene mișto mi-a făcut. Nu știu cum să stau să le vedeți, cred că așa se văd. Foarte frumos. E rimelul mișto, acum nu știu, parcă îmi pare rău că am promis că nu să mai folosesc în tutoriale. Ah, în fine, hai să trecem și la față. Și voi aplica acest duo de la ELF. Baked Highlighter and Blush, văd că... nuanța Rose Gold. Așa arată, încă nu mi s-a rupt ambalajul, presim că se va întâmpla și asta pentru că pe oricine văd folosind un produs de genul ăsta de la ELF, îl văd că are ambalajul rupt, deci probabil se cam întâmplă chestia asta. Și o să-l iau cu această pensulă din păr natural, deocamdată o să iau doar partea asta și o să-mi iluminez zonele mai mici. Cum ar fi bărbie, aici la buză, pe puntea nasului. Îmi dau seama că cu acest iluminator am o relație de love-hate, dar rău de tot. Cu acest produs, că nu e chiar iluminator. Deci, frate, sunt zile în care îl aplic și mă scoate din minți cum arată. Mi se pare că e atât de banal și de... mă enervează foarte tare. Și apoi zile în care mi se pare că dă o prospețime fantastică tenului. Și, nu știu, vine să-l folosesc non-stop. Apoi uit iar de el o perioadă, nu-l mai folosesc, apoi revin la el și așa un du-te vină din ăsta foarte obositor. Și, nu știu, arată foarte bine pe cameră, văd. Pe total nu știu exact ce părere am despre el, sincer. Da, acum o să fac în felul următor, o să iau cu pensula de la Wet n Wild, aceasta pentru iluminator și despre ea primesc foarte multe întrebări, e și foarte frumoasă, mă uit la ei, superbă, e așa roz gold și cred că e o întreagă colecție așa, am văzut că există și în Carrefour, eu am cumpărat-o însă din Kendra și am dat pe ea 27 de lei dacă nu mă înșel, e foarte mișto pentru iluminator, forma asta, perii tot și iau mai întâi din culoarea asta deschisă. Și aplic pe pumeți. El e intens, n-ai ce zice. Dar în ultimul timp am început să pun foarte mare accent pe culoarea iluminatorului. Pentru că la intensitate pot să lucrez cât de cât dacă el permite chestia asta. Însă mi se pare că, în unele zile v-am zis, mi se pare că e o culoare super banală și e dubioasă așa. A, se vede? Se vede. Ce frumos ești! Cât de fancy o să fiu eu acum când dau cu mătura și cu mopul. Super fancy. E fain iluminatorul ăsta pentru că sunt zile în care n-am chef nici de ceva roz, nici de ceva auriu și chestia asta fiind neutră așa merge foarte ok. Acum îl estompez un pic ca să nu fie linii. Bun. Și ce îmi place mie să fac, mai ales acum că mi se pare că merge bine cu machiajul de la ochi, este să vin și... De fapt, nu doar în partea asta, ci să fac așa un rondo și să amestec cele două părți cu pensula asta mică. Merge și cu o pensula mai mare, dar și cu asta mică pentru că nu se creează pete. Și vin exact aici, în centru, cu combinația asta. Mă rog, fiecare acum unde trebuie să-și aplice blush-ul, eu pentru că am față un pic mai alungită, trebuie să duc blush-ul un pic mai spre interior atunci când îl aplic. Și...
Ce frumos e, face, mi se pare că face foarte mare diferență. În lumină mai ales, dar așa, super mega prospețime. Cam asta trebuie să facă blush-ul, dar mi se pare că nu toate blush-urile fac chestia asta, unele pur și simplu sunt roz. Asta, în schimb, nu știu cât de bine se vede pe cameră. Ce lucesc, wow. Da, foarte frumos. Foarte frumos au ajutat produsele pe piele astăzi. Eu de multe ori îmi complementați tenul și să știți că... sau machiajele. Să știți că machiajul contează foarte mult, de fapt, în aplicarea machiajului și în rezultatul final, contează foarte mult pe ce ten faci chestia asta. Mi se întâmplă să machiez unele persoane, să folosesc produse din astea care dau luminozitate și deși aplic înainte și cremă și primer, pur și simplu tenul face... și ia toată hidratarea din fond de ten și din produse și rămân cu un rezultat foarte mat, pentru că tenul probabil nu este neapărat hidratat foarte, foarte bine și atunci când prinde un pic de hidratare, ia tot ce poate și de unde poate. Așa că, nu știu, dacă vi se pare că fondurile de ten niciunul nu arată bine, nici cum ce ați face, oricum le-ați spune, încercați să umblați la skincare, pentru că probabil acolo e problema. Acum îmi șterg balsamul de buze. Machiajul ăsta mi se pare că ar fi foarte mișto și pentru un banchet, și pentru o nuntă, și pentru când ai cu mop, cum spuneam. Super drăguț. Hai să mergem și la buze! Doamne, cât de fericită sunt cu prostele astea două! Doamne, sunt super încântată! Așa arată ele, sunt două creane de la NYX. Hai să le vedem. Le țin total la napoda, dar hai că fac swatch-uri și vă explic care și cum. Acesta este Mauve, nuanța Mauve, nu știu cum să o zic. Și arată așa, este un nude spre mov, evident, și foarte frumos, trebuie să vi le aplic pe amândouă pe buze, văd eu cum fac. Și asta este nude beige, pe care m-am bazat să fie creionul perfect pentru, am și tot ce vârful de la swatch-urile pe care le-am văzut de la trecută, creionul perfect pentru a-ți depăși linia buzelor și da, vedeți că sunt cât de cât asemănătoare, diferă ca subton, unul are subton maroniu, celălalt un subton mai movliu. Hai să le aplicăm cumva pe buze. Mă gândesc să fac jumătate de buze așa și jumătate așa. Nu știu încă ce ruj aplic, dar hai că vedem. Asta este mov. Deci, cred că e aproape nuanța buzelor mele. Cred că un pic mai închisă. Da, e exact nuanța buzelor mele, doar că un pic mai închisă. Se întinde foarte bine, se așează foarte bine. Cam așa arată. Voi vedeți că e aproape nuanța buzelor mele pentru a șaptea oară când menționez. Am și umplut un pic buza. Wow, ce ciudat arată. Niciodată n-am făcut chestia asta. Să-mi conturez doar jumătate din buze. Vedeți ce putem să facem din creion? Și mi se pare că arată destul de natural. Adică, mai ales când o să umplu și cealaltă jumătate. Nu știu. De ce să spui acid când poți să faci chestia asta? Mă rog, poți să spui acid. Whatever. Ok, nuanța asta este mai spre nude maroniu. Arată un pic mai ciudat că am umplut buza cu el. E clar o nuanță mai rece decât creioanele de buze maru pe care le am. Lucru pe care mi-l și doream enorm. Mi se pare că sunt foarte cremoase și așează foarte ușor pe buze. Și cam așa arată cele de jumătăți. Îmi plac foarte mult amândouă. Cred că pentru lucrul ăsta ar fi mai bine partea cu mai mov, dar nici asta n-arată rău. Eu să știți că așa las, să vedem ce se întâmplă, cum rezistă, cum arată. Deocamdată se simt foarte confortabile pe buze și ceva ce apreciez enorm este că nu sunt
cerate. Nu știu cum să vă zic. Știți senzația când începe să vă conturați buzele și depășiți un pic conturul, nu sunteți chiar, pentru că așa se face în mod corect conturarea buzelor, nu trebuie să fie exact pe conturul natural, ci un pic mai sus. Acum, dacă vrei să te duci până în sprânceană cu conturul de la buze sau dacă vrei să-l păstrezi cu un milimetru mai sus, ia alegerea ta, dar oricum mai face chestia asta. Atunci când îți depășești un pic conturul, frate, simți, deci simți că a desenat o linie, mie așa mi se pare, și cu astea nu simt nimic. Nimic, nimic, nimic. Cred că sunt o bază superbă pentru ruj. Acum să vedem ce ruj aplic. Nici nu vine să aplic ruj pentru că arată foarte bine. Sunt un pic diferite și arată un pic ciudat. Dar e drăguț. Mi-am luat aici rujurile acestea de la Essence. Am zis că fac eu ceva, o combinație din ele. Eu nu l-am scăpat de cel ăla, nu trebuie aplicat. Și mă gândesc să-l aplic pe acesta 03 Wanna Play pentru că e mai mov. Dar... probabil voi face o combinație cum fac de fiecare dată. Și mai vin și mai pun un pic din 02 I Love You Mini Eater. Trebuie să-mi mișc repede pentru că astea se usucă repejor pe buze. Am aplicat rujul. Mi se pare că această combinație de 03 și 02 din gama asta de la Essence, combinate, nu știu, arată așa foarte diafan, uite, aproape s-a uscat. Mi se pare că dau o nuanță foarte frumoasă și am uitat de nuanța asta, am uitat de rujurile astea, de când le-am pe cele de la NYX Soft Matte Lip Cream, am uitat complet că și rujurile astea sunt minunate, usucă ele un pic buzele, dar dacă aplici un pic de balsam în interior, n-ai nicio problemă toată ziua. Și cam acesta este look-ul final, cam acesta este machiajul. Când termin machiajul, simt nevoia să-mi ating sprâncene să le așez. Da, stau cât de cât așezate, acum că am dat cu mâna prin ele. Nu pot să zic că văd. De fapt, ba, da, se vede un pic diferența aici, că se mai vede un pic conturul de la buze, dar nu e ceva sesizabil, adică dacă n-ați ști, probabil n-ați observat nici voi și la fel nici eu. Însă, ca opinii finale, hai să le luăm pe rând cu ce am început. Am început cu acest produs de contur pe care vreau să vă zic că îl ador, mi se pare că arată foarte bine conturul. Foarte bine, un flic așa. Acum văd că am două bubițe aici, dubios. M-am dus un pic cam jos aici, văd, dar arată foarte bine conturul și nuanța asta de gri, care e perfectă pentru contur, mi se pare că s-a îmbinat foarte frumos cu nuanța aceasta caldă pentru bronzer, pentru bronzing, pentru bronzat. În fine, apoi cu ce am continuat? A, produsul ăsta de la Boys & Berries mi se pare un aliat foarte mișto în kitul oricui, mă gândesc. Mai ales la make-up artist și mă gândesc că e wow. Referitor la el, am vrut să fac de fapt de data asta test, dar am zis că nu, pentru că nu știam ce look o să creez și mă gândeam că o să creez ceva colorat. Voiam să-l pun într-un far, de exemplu, mov și să-mi creez un eyeliner mov, însă o lăsăm pe data viitoare, mai facem tutoriale, stați liniștiți. Poate voi face un vlog și o să-l folosesc. Un dezavantaj, mi se pare că e o sticlă care... deci parcă văd cum se rostogolește așa de pe masă de machiaj și face poc și se sparge și îți faci dezastru în cameră și te și doare sufletul pentru că s-a spart. Eu am groază de produsele care se află în ambalaj de sticlă să nu se spargă. Dar din acest motiv o să-l țin în cutia lui care este în perfectă stare, mulțumesc pisică. Măcar s-a culcat și n-a mai făcut gălăgie, o apreciem și o iertăm că ne-a rost cutia. Da, deocamdată am o impresie foarte bună, să văd cum se descurcă și la capitolul... cum să zic, să-ți faci un produs cremos dintr-un produs care nu e cremos dintr-un produs uscat. Da, apoi ce am... paleta, nu sunt așa multe produse ca să le pierd și rup. Aceasta este paleta, vă arăt din nou pentru că este superbă și păcat să nu vă arăt. Este minunată. Mi-a plăcut foarte mult fardurile, nu m-a dezamăgit absolut niciunul. Rozul ăsta, deși nu este el cel mai pigmentat din univers, totuși îmi place foarte mult pentru că eu nu-mi doream un roz care să te scoată ochii când te uiți la el, pentru că am deja rozul acela de la Melchior. Într-adevăr, si de fapt, dar dacă vreau un roz intens, îl am. Însă dacă, nu știu, credeți că este exact rozul ăsta pe care îl vedeți aici, ați putea fi un pic dezamăgite, eu nu sunt. Mie mi se pare un roz foarte mișto, mai ales că e și mat, să-l pui în priu și să faci machiajul mai colorat decât este. Nuanțele si de fapt mi se par de o calitate foarte bună, deci foarte bună. Nuanța asta calm mi se pare perfect pusă aici. Poate mai era bună nuanță de maro... maro la pur, oricum mi-am dat seama că în colecția mea am doar o nuanță de maro pur și anume una de la Melchior care se numește Maroon.
În rest, în exemplu, în paletele mele de la Makeup Revolution, n-am niciun maro care să zică e frate, e maro ăla adevărat, nu. Am numai marouri portocalii, marouri foarte calde în Neutrals 2 și marouri foarte, foarte reci în zona aia de gri, de mov, în cealaltă paletă, care nu mai știu cum se numea, aia cu nuanțe de mov. Deci da, în orice paletă, dacă ar veni, nu știu, marourile par foarte banale, dar foarte greu găsești un maro care să fie exact între maroul al pământului. Și noroc am nuanța aceea de la Melchior pe care o integrez tot timpul prin machiaj, o folosesc și pentru sprâncene și cred că ea ar fi lipsit, dar nu știu, sincer, nu știu în locul cărui fard ar fi putut să o pună. Vor urma foarte multe machiaje cu ea, va fi foarte menționată la mine pe canal. După cum știți, n-am triliarde de palete și mai ales atunci când sunt noi, încerc să le folosesc cât mai mult să-mi fac o părere. O să încerc să jonglez, o să încerc să nu vă nebunesc, totuși la cap. O să urmeze machiaje cu albastru. Vreau să-mi pun nuanța asta de albastru chiar mâine. Mâine mă duc la facultate. Va fi interesant să mă machiez cu albastru, dar vedem. Apoi nuanțele de verde mi se par frumoase. Nu știu cât de bine îmi stă mie cu verde neapărat. Mi se pare că acum că am o culoare oarecum... De fapt, e o culoare cu adevărat neutră la păr, nu mai e roșu ca să trebuiască să am grijă, yes. Încă nu revin, mă bucur foarte mult că am scăpat de roșcat încă. Dar și oare de ce v-am lăsat așa de aproape? Hai că vă pun un pic mai departe. Da, nuanțele astea de verde o să le fac eu cumva să meargă, o să le folosesc probabil împreună. Asta îmi place la paleta asta, că uite, astea două merg împreună, astea două le folosești împreună, astea două împreună. Asta și cu asta împreună și cu asta urmează niște lucruri. Abia aștept să vină vara, doamne, și căldura aia să mă machiez numai cu auriu și cu portocaliu la ochi. Și cam asta ar fi despre paletă. Și apoi urmează creioanele de buze, care îmi plac enorm, unde e celălalt? Enorm, mi se par foarte cremoase, mi se par perfecte, textură, aplicare, să vedem rezistență. Dar da, mi se pare că nu am făcut buzele chiar egale, dar sunt foarte mulțumită de ele. Două, per total, comanda asta a fost, din punctul meu de vedere, o reușită. Mă bucur că am împărțit și că voi împărți în continuare bucuria asta cu voi de a comanda plăsii și de a le încerca. Sunt într-o perioadă în care mi-aș cumpăra toate magazinele de cosmetice și vreau să încerc cât mai multe produse. Nu știu, m-a apucat așa, sper să-mi treacă, fiindcă cheltuiesc destul de mulți bani pe chestia asta, deocamdată doar 200 de lei, dar sigur o să mai vină, mai ales că vreau rimel, vreau și un produs de păr, în fine. În caz de viitoare comandă veți fi primii care o să aflați, când vine coletul, pornesc camera, filmez unboxing, am așa o mică idee destul de drăguță și nouă, n-am mai făcut chestia aia. Să-mi vin un clip de unboxing cu ceva de încercat și va fi nu neapărat machiaj, nu știu exact acum ce să-mi comand, cred că mai mult câteva produse de skincare și câteva produse de păr. O să fac unboxing și o să le încercăm împreună, nu știu când, probabil săptămânile viitoare, nu vă promit nimic. Deocamdată să vedem ce postez zilele astea după acest clip. Deocamdată eu sper foarte, foarte mult că v-a plăcut și florile mele, și machiajul, și produsele. Sper că vi s-a părut interesant și spuneți-mi ce părere aveți, spuneți-mi despre produse, spuneți-mi orice vreți voi, vorbim în comentarii. Mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați uitat la acest videoclip. O să încerc să-mi fac și acum niște poze pentru că e super machiajul ăsta. Sunteți foarte dragi, mulțumesc că sunteți aici și ne revedem la următorul videoclip.